Bună seara! Dacă aș fi fost un transumanist, aș fi spus, nu contează că stați de o oră pe un scaun, cu siguranță aveți mijloacele tehnologice să nu fie amorțit până acum. Dar cred că ați amorțit un pic. Vă invit la o destindere lejeră, când am ridicat un pic în picioare, ca să vă dezmorțiți un pic. Doar ca să vă dezmorțiți, numai ca să nu fie nevoie să rămân parte, da? Și mișcați un pic picioarele, spatele, umerii. Nu chiar ca în avion, dar oricum. Mulțumesc mult pentru îngăduința dumneavoastră. Sper să vă facă bine această destindere. Până la urmă, sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre oameni și umanism și sunt cei care nu reușesc să dea dovadă de umanitate. Intervenția mea e posibilă grație onoarei pe care am să răspund invitației lui Daniel Mazilu. Ne leagă o prietenie de 20 de ani și Daniel a considerat că și experiența mea de viață poate fi relevantă pentru a vorbi despre această temă în seara asta. Numele meu este Adrian Iacobuș. Sunt de formație psiholog și peste această formație am adăugat nenumărate studii care au vizat cumva înțelegerea cât mai completă a omului. E o temă care mă preocupă de ani de zile și tocmai pentru că am această preocupare despre transhumanism, am auzit pentru prima dată, am auzit și am citit prin 2004-2005, perioada studiilor pe care le făceam în Canada. Poate nu întâmplător am descoperit această temă în Occident. Pentru că în Occident preocuparea legată de om este extrem de politizată, ideologizată și tehnologizată. Atunci am descoperit, de exemplu, că temele grele ale umanității, cum sunt îmbătrânirea, boala și moartea, fac obiectul unor fanatici ai tehnologiilor recente care își propun să ofere omului o vindecare de aceste lucruri. Și a fost uluit. Asta m-a stârnit curiozitatea, am cercetat și mai și am descoperit că, într-adevăr, cercetători din Canada, din Statele Unite, din Europa, cu doctorate, uneori multiple doctorate în biologie, în domeniul tehnologiilor de tip IT, se exprimă cu încredere în legătură cu faptul că, în curând, ne vor propune terapii capabile să ne prelungească media speranței de viață cu câteva decenii. Am fost chiar curios să descoper distinția între postumanism și transhumanism. Știe cineva care e diferența? Da. Postumanism înseamnă crearea omului nou, iar transhumanism e o perioadă de tranziție. Da. Eu atunci când am descoperit tema, am conștientizat că ceea ce deosebește postumanismul de transhumanism este că postumaniștii vor să prelungească durata de viață a omului cu câteva decenii, în vreme ce transhumaniștii vor să ne vindece de moarte. Și n-am putut să nu rămân, să nu fiu surprins în legătură cu această temă. Ei bine, în cariera pe care am avut-o de-a lungul timpului, am avut ocazia să interacționez cu nenumărate grupuri, așa cum e și grupul dumneavoastră, poate un pic mai specializat în seara asta. Și mi-aduc aminte că una din temele pe care am adus o discuție a fost, de exemplu, să testăm la nivelul comunicării și percepției sociale, cine mai vorbește astăzi despre oameni? Cine mai aduce în discuție? Cine mai are în discursul său cuvântul om? Și am testat-o și am descoperit cu surprindere, împreună cu grupurile cu care am lucrat, că nu prea se vorbește despre om. Că omul este într-un proces de dezumanizare și de confiscare adevăratei sale naturi printr-un fel de reducționism generalizat. Să vă dau câteva exemple. Ce sunt oamenii pentru medici? Pacienți. Da. Pacienți. Cum? Clienți, pacienți, da? Ce sunt oamenii pentru companii, pentru corporații? Resurse umane, clienți, da? Ce sunt oamenii pentru mass media? Public. Public, audiență, da? Și ținte, da? Perfect. Și putem continua așa, da? Ce sunt oamenii pentru, cum să numiți oamenii mai mici de către școală? Elevi. Vedeți că foarte multe
cadre organizate și instituționalizate care au ca țintă oamenii, reduc omul la subcomponente. Realizăm lucrul ăsta, da? E bine, într-o asemenea discuție cu un grup a fost o singură dată o domnișoară care a spus: există totuși o zonă în care se mai vorbește despre om astăzi și omul este prezent. Și anume în biserică. A fost singurul răspuns pe care l-am avut de-a lungul timpului în asemenea dialoguri în care am încercat să vânăm unde mai este folosit cuvântul om. De ce am adus în discuția asta? Pentru că până la urmă, înainte de a vorbi despre diferite forme de umanism, constatăm la nivel global că există o ofensivă împotriva omului și că există demersuri antiumane sau de dezumanizare a omului. Aici am amintit despre Siria, de exemplu, da? Există nenumărate focare de război care au loc în momentul ăsta și oamenii cum sunt numiți atunci când mor în război? Sunt numiți oameni? Sunt numiți victime, exact. Victime colaterale. Uneori cu sintagma asta completă, victime colaterale. De parcă ar fi o jenă să numim oameni oameni. Deci până la urmă observați că intervine, inclusiv la nivelul discursului cotidian, o formă de cenzură. Astfel încât să ne fie mai ușor să vorbim despre demersurile astea de dezumanizare, pentru a reduce impactul acestei formule generoase. Să numim omul ca fiind om. Aici, de aici până la transumanism, mai e doar un pas. Se întâmplă ca în ultimele întâlniri pe care le-am cu grupuri, să vorbim despre social media și despre tehnologie, de exemplu. Apropo de omniprezența telefonului mobil în viața noastră, care este doar o marcă a cât de tehnologizată a devenit existența noastră. Cineva chiar spunea într-un mod amuzant, acum avem televizoare smart, telefoane smart, în curând o să avem case smart și cu tata, cum se completează, s-ar putea să rămân cel mai prost din casă. Datorită faptului că tehnologia nu e atât de mult înainte și avem opțiuni pe care nu apucăm să le folosim, când întrebarea este la ce pun toate aceste lucruri. Ei bine, parte din transumanismul în care suntem deja implicați, cum spunea Daniel la începutul intervenției sale, s-ar putea să fie ajuns deja la noi sub forma tehnologiilor pe care le avem în buzunar și le purtăm tot timpul cu noi. Și aveți chiar acum în mâini telefoane, să le aveți foarte aproape, știți, în orice moment unde se află. Știți că britanici au găsit un nume pentru frica la piele de telefon mobil? Știți cum se numește? Se numește nomofobie. Teama de a-ți pierde telefonul mobil. Oare de ce nu este așa de frică? Că ne-am putea te pierde telefonul mobil. Și vedeți că asociat cu existența telefonului mobil, care este omniprezent în viața noastră, putem să înțelegem mai ușor conceptul de identitate digitală. Într-un fel sau altul, construcția identității noastre în social media ajunge să ia locul a ceea ce suntem cu adevărat. Avem grijă la fotografiile pe care le postăm, avem grijă la ceea ce postăm astfel încât să pretindem că acele lucruri ne reprezintă și unor sunt mai importante decât cine suntem cu adevărat. Mai există un paradox care atinge un pic dimensiunea asta a transumanismului. Și anume faptul că avem iluzia, că vorbim de iluzii, că suntem conectați cu restul umanității. Prin faptul că avem prieteni. Sunt aceia prieteni? Cu adevărat? Cu alte cuvinte, câți dintre cei cu care sunteți conectați în social media ar răspunde la un telefon la ora 2 dimineața dacă ar fi nevoie să-i sunați și să le cereți ajutor? Să vă însoțească la spital sau să vă promute cu o sumă de bani? Câți ar? Pe câți ați îndrăznit să-i sunați? Asta e întrebarea. 2-3. Este o iluzie ca parte din acest fenomen în care tehnologia ne creează iluzia că suntem conectați și, de fapt, ne izolează de adevăratul contact uman. Pentru că uneori preferăm să trimitem un mesaj sau o fotografie celor apropiați, în loc să-i sunăm, să le auzim vocea cu adevărat, sau să ne întâlnim realmente cu ei. Asta este o dimensiune a transumanismului în care ne aflăm deja, fără să ne dăm seama. Ca parte din fenomenul ăsta în care tehnologia prevalează asupra sentimentelor noastre, asupra gândurilor noastre, aveți idee cât timp petreceți pe telefoane mobile? În medie, pe zi? Mai cel puțin 5 ore.
5 ore? Știți cine spune lucrul ăsta? O doamnă care consideră că are o vârstă de apreciat. Îți spuneți că 5 ore? Da. Înseamnă că ați renunțat la televiziune. Nu m-au uitat, la știri. La știri. O să dau la intervenția mea câteva referințe care sunt legate cumva de ceea ce am ascultat până acum. Componenta de coaching pe care o practic cu clienții mei, atât la nivel individual cât și la nivelul companiilor pe care le-am drept clienți. Ce înseamnă coaching? Dacă vreți, este un fel de practică secularizată a duhovniciei, în care oamenii au posibilitatea să-și audă gândurile și să facă alegeri. E o practică secularizată pentru că este smulsă, să spunem, de o tradiție religioasă. Și cu toate astea este foarte căutată și foarte apreciată pentru că oamenii au nevoie să se asculte pe ei înșiși și să ia decizii, să aleagă. Și dacă e să luăm cuvântul de acolo din titlu, a cerne, a discerne, ne aduce în atenție tema liberului arbitru. Cum facem alegeri? Cum știm că ceea ce vine către noi e întotdeauna benefic? Cum știm că ceea ce ne face să ne simțim bine este și adevărat? Prin coaching, prin această practică de a-i antrena pe oameni în a se asculta cu adevărat, ce fac eu, de exemplu, este să-i ajut să se întoarcă către sine. Fără a pretinde că îi pot ghida neapărat. Lungul drum către sine. Exact. Și ce descoperă persoanele care se află într-un asemenea proces este că, până la urmă, se pot ancora în tradiția familiilor lor, în tradiția spiritualității de care aparțin, o modalitate de ancorare și de a-și găsi răspunsurile, să se întoarcă în copilărie, să-și amintească de biserică, să-și amintească de oamenii care i-au inspirat, să aibă discernământ luminat în legătură cu alegerile pe care le fac. Că este vorba despre tehnologie, că este vorba despre... pe mâna cui ne dăm sănătate, de exemplu, atunci când este cazul să ne vindecăm, când este vorba despre a alege prietenii, discernământul joacă un rol foarte important. Și a face diferența dintre iluzie și realitate este o mare capacitate care ne ajută să ne păstrăm gândurile și să nu ne smintim. Pentru că e foarte ușor astăzi să ne rătăcim. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-a prins bine destinderea de la începutul intervenției mele. Mulțumesc!